Pentru conținut extra, abonați-vă la cele două canale din descriere. Nehir, episoadele 1-5. Nazim este un bărbat dur, disciplinat și singuratic care lucrează ca maestru la construirea unui baraj. În urma unui accident din trecut, are cicatrici pe față și de aceea evită comunicarea cu oamenii și este o persoană închisă. Nazim o cunoaște pe Nehir pe internet și corespondența cu ea l-a ajutat să-și uite singurătatea. Nehir este o tânără frumoasă, care după ce și-a petrecut copilăria într-un orfelinat, a ajuns pe străzi de unde a fost salvată de Zerin, o escroacă de primă clasă, profesionistă în a înșela bărbații. Zerin a luat-o sub protecția ei și a învățat-o toate tacticile sale. Nehir găsește pe internet bărbați tineri și bogați, îi seduce și îi face să se îndrăgostească de ea, în timp ce Zerin se preface că este mama ei. După ceremonia de nuntă, cele două dispar fără urmă cu cadourile de nuntă și cardurile de credit ale tipilor înșelați. Nehir și Nazim corespondează mult timp și se îndrăgostesc unul de celălalt, fără să se vadă. După vreo 4 luni, Nehir îi trimite lui Nazim o fotografie cu ea și insistă mult să îi trimită și el nazmezită din cauza cicatricilor de pe față, dar nu vrea să piardă legătura cu ea și într-o decizie de moment îi trimite fotografia lui Tarik, unul dintre muncitorii noi de pe șantier. Următoarea zi, Tarik, un tip afemeiat și arogant, sosește pe șantier. Kemal, proprietarul barajului, a aflat că Tarik profită de fiica lui pentru a trăi o viață de lux și l-a trimis pe șantier pentru 2 ani pentru a-i da o lecție. Nazim primește ordin de la Kemal să îl muncească bine, să îl trateze rău și să nu îl lase să plece. Tarik încearcă să fugă de acolo, dar se răzgândește când Kemal îi transmite că îl va ucide dacă părăsește orașul. După o săptămână, Nehir află că ultimul tip pe care l-a înșelat a ajuns în comă din cauza somniferelor pe care i le-a dat în noaptea nunții. Tipul și-a revenit, dar ea este foarte afectată și decide să renunțe la acea viață și să plece departe de Zerin și de ambițiile ei. Îi scrie lui Nazim că își dorește să îl întâlnească, însă el îi răspunde ca de obicei că este foarte ocupat cu munca și nu poate să meargă la ea. Atunci ea se hotărăște să meargă la el, iar Nazim citește mesajul ei prea târziu pentru a o putea împiedica. În cele din urmă, el își face curaj și merge să o întâlnească la hotelul unde se cazează, dar când se prezintă, Nehir nu îl recunoaște și crede că a fost trimis să o întâmpine. Când vede reacția ei șocată la vederea cicatricilor, Nazim nu poate să-i spună că el este tipul cu care a conversat și se prezintă cu numele Tarik. Îi spune că Nazim este foarte ocupat și nu poate să o întâlnească. Nehir vrea să meargă la baraj să-l vadă măcar pentru câteva minute, iar atunci Nazim nu are de ales și o duce acasă la el, apoi merge la Tarik și îi spune situația. Tarik acceptă să vorbească cu Nehir pentru câteva minute și să o convingă să se întoarcă în Istanbul, iar în schimb îi cere să îi dea o muncă de birou. Totuși, când o întâlnește pe Nehir, se hotărăște să profite de situație pentru a scăpa de acolo. Îi spune lui Nazim că înțelegerea lor a picat și că dacă nu îl va ajuta să se întoarcă în Istanbul, îi va spune lui Nehir adevărul. Nazim nu acceptă și pentru a-l constrânge, Tarik o invită pe Nehir să mai rămână câteva zile în oraș. Tarik îi spune lui Nehir să mai rămână câteva zile în oraș și să stea acasă la el. Pentru că nu și-a păstrat partea din înțelegere, Nazim îl duce înapoi pe șantier, apoi se întoarce la Nehir, hotărât să îi spună că el este Nazim. Când ajunge, o aude vorbind la telefon cu vecinul ei, Orhan, și spunându-i că este foarte fericită că a mers acolo și că Nazim e foarte cipeș și distractiv. Atunci Nazim decide să nu îi zică nimic și speră că va pleca curând. Dimineața îi duce ingrediente pentru micul dejun, iar Nehir insistă să ia masa împreună. Povestesc puțin și ea îi spune că este îndrăgostită de Nazim și că își dorește mult să vadă cascada din apropierea barajului cu el. Atunci Nazim apelează din nou la Tarik. Îi cere să o ducă la cascadă și în schimb va vorbi cu șeful să-i dea o muncă de birou. Nazim cumpără o carte pentru Nehir și o dă lui Tarik ca să-i o dăruiască el. Tarik îi spune că ar fi mai impresionată de o bijuterie și îl convinge să-i cumpere un colier. Nazim îi spune să-i le dăruiască pe amândouă. După cum se aștepta el, Nehir este mult mai impresionată de carte, însă Tarik îl minte că i-a plăcut doar colierul. Când merg la cascadă, Tarik o întreabă pe Nehir dacă ar fi venit la el dacă ar fi fost un bărbat mai în vârstă și ar fi avut o cicatrice pe față. Nehir îi spune că ea a venit să-l cunoască pentru că din conversațiile lor a înțeles că are o inimă frumoasă. Din nou, Tarik îl minte pe Nazim că Nehir s-a decis să-l viziteze după ce i-a văzut fotografia. Când se întorc acasă, Nehir îi invită pe amândoi la masă.
În timp ce Nazim o ajută să gătească, Tariq sună un prieten și îi cere să o contacteze pe Fiulia, fiica lui Kemal, ca să îl ajute să plece de acolo. După ce iau cina și se pregătesc să plece, începe o furtună și Nehir îl roagă pe Tariq să rămână cu ea. Nazim îi spune și el să rămână, dar cu condiția să doarmă în sufragerie. După ce pleacă Nazim, Nehir insistă să doarmă și el în dormitor, iar Tariq acceptă. Nazim, care așteaptă în mașină în apropierea casei, îi găsește dimineața în dormitor, îmbrățișat, și este foarte furios și gelos, mai ales că își amintește de trecut, când a prins-o pe soția lui cu amantul. E posibil ca de atunci să aibă cicatricea de pe față. În acea zi, Nehir trebuie să se întoarcă în Istanbul, dar primește un telefon de la vecinul ei care o sfătuiește să rămână acolo, fiindcă Zerin este căutată de poliție. Nehir le spune lui Nazim și lui Tariq că vrea să mai stea acolo o perioadă. Deși Nazim se opune acestei situații, Tariq are un plan și fac o înțelegere. Tariq începe să fie grosolan și să o trateze pe Nehir cu indiferență pentru a o îndepărta de el, iar Nazim, urmând sfaturile lui, o va cucere apoi la momentul potrivit, îi va spune adevărul. În schimb, Nazim îi va oferi lui Tariq o muncă de birou și îi va face mai confortabilă șederea acolo. De data aceasta, Tariq se ține de cuvânt și planul lui funcționează. Nazim petrece mai mult timp cu Nehir, iar ea începe să-l cunoască și să-l aprecieze tot mai mult. Nazim este fericit să afle că i-a plăcut cartea pe care i-a dăruit-o el prin Tariq. Orhan a mințit-o pe Nehir că Zerin este căutată de poliție ca să nu se mai întoarcă la ea. Zerin află unde a plecat Nehir și împreună cu Ekrem, partenerul lor de afaceri, merge după ea. Ca să o convingă să se întoarcă, Zerin îi spune lui Nehir că este pe moarte și că are nevoie de bani pentru tratament. Nehir acceptă să mai facă o ultimă înșelătorie pentru a o ajuta. Zahra, soția lui Halil, bucătarul de pe șantier, vrea să fugă în Istanbul și îi cere ajutorul lui Tariq. Se întâlnește cu el în depozit, iar dimineața, soțul ei găsește acolo brățara lui Tariq. Își dă seama că au fost acolo împreună, fiindcă bănuia de ceva vreme că a pus ochii pe soția lui și îl bate. Când află situația, Nazim îl trimite pe Tariq înapoi pe șantier. Tariq se enervează și îi spune că de acum înainte vor fi rivali, fiindcă el va face tot posibilul să o cucerească pe Nehir. Între timp, Nehir găsește printre lucrurile lui Nazim o carte de vizită cu fotografia și numele lui. Nehir decide să se întoarcă în Istanbul când află despre boala lui Zerin. Îl sună pe Nazim și îl roagă să o ducă el la aeroport. A găsit o carte de vizită cu numele și fotografia lui, dar crede că a fost o încurcătură și nici nu bănuiește că el este bărbatul cu care a vorbit pe internet. Nazim este foarte supărat că va pleca și încearcă din nou să-i spună cine este, dar Nehir îl întrerupe și îi spune să nu își mai ascundă cicatricea de ea, pentru că nici nu o mai observă de când a văzut ce suflet frumos are și că se bucură mult că l-a cunoscut, pentru că este un om sincer și de încredere. Nazim preferă să rămână amicul Tariq de încredere pentru ea, decât să o piardă. După ce o lasă la aeroport, Nazim se duce la spital la Tariq, care a făcut un accident de muncă. Cei doi povestesc puțin despre viața lor și ne este dezvăluit cum a fost Nazim rănit la față. În urmă cu câțiva ani, când a prins-o pe soția lui cu amantul, tipul acela a sărit la bătaie. Nazim a fost rănit într-o fereastră spartă, apoi tipul a vrut să îl ucidă și, încercând să se apere, Nazim l-a ucis pe el din greșeală. Când află că Nehir pleacă, Tariq o sună pe ascuns de pe telefonul lui Nazim și îi spune că este în spital și are nevoie de ea. Nehir îi spune lui Zerin că va merge în Istanbul următoarea zi și se întoarce la Tariq. Zerin și Ekrem nu mai pleacă nici ei în Istanbul. Ei vor să se intereseze cine este tipul de care s-a îndrăgostit Nehir și să-i spună că este o impostoare dacă ea va renunța la afacerile lor. Nehir stă cu Tariq în spital, apoi îl duce acasă și are grijă de el. Pentru Nazim este tot mai greu să continue minciuna, întrucât mereu le ies în cale muncitor de pe șantier. Lucrurile se complică foarte mult atunci când Halil și Zahra se mută lângă Nazim. Zahra este curioasă cine este Nehir și ce legătură are cu Tariq și îi vizitează. Tariq e nevoit să îi spună situația, iar acum ea îl amenință că va spune tuturor, dacă nu o ajută să plece în Istanbul. Zerin găsește un tip bun de înșelat chiar în orașul unde locuiește Nazim. Yalcin este fiul proprietarului unui hotel, dar nu își dorește să se ocupe de afacerea familiei, ci aspiră să devină actor. Zerin îi captează atenția spunându-i că este impresar și că așteaptă o clientă importantă, o actriță din străinătate pe care vrea să o cazeze în hotelul lui. Actrița va fi Nehir.
Nazim vrea să-l ajute pe Tarik să se întoarcă în Istanbul pentru a scăpa de el. Tarik se îndrăgostește de Nehir și îi cere adresa ei din Istanbul și numărul de telefon fără să știe Nazim. Nehir le spune că merge la hotel până va pleca în Istanbul, dar de fapt ea merge în oraș pentru înșelătoria plănuită de Zerin. Nazim îl ascunde pe Tarik într-un camion care se îndreaptă spre Istanbul, dar pe drum, șoferul se oprește la o locație unde se află Ibrahim, iar el îl găsește pe Tarik și îl duce înapoi pe șantier. Niște inspectori merg să verifice cum a făcut Tarik accidentul de muncă. Kemal se teme că le va spune condițiile în care îl ține acolo, iar Nazim îl sfătuiește pe Tarik să profite de lucrul acesta ca să obțină o muncă de birou și promite că cu timpul îl va convinge el pe Kemal să îl lase să se întoarcă în Istanbul. Tarik s-a îndrăgostit de Nehir și nu mai vrea să plece. Pe lângă o muncă de birou, îi cere lui Kemal să-i dea înapoi telefonul și buletinul și să-i permită să plece în oraș la fel ca ceilalți muncitori, ca să se poată întâlni cu ea. Când Nazim află, îl întreabă cu ce scop a făcut lucrul acesta, iar Tarik îi spune că s-a îndrăgostit de Nehir. Nehir o ajută pe Zerin să găsească banii necesari pentru tratamentul ei. Pentru aceasta, este de acord să joace rolul unei actrițe din Germania și împreună îl conving pe Yalcin să investească în filmul pe care îl vor face. La finalul episodului, cele două sunt găsite de doi dintre tipii pe care i-au înșelat, Ahmed și Ismet. Vă mulțumim pentru vizionare! Abonați-vă la cele două canale din descriere pentru a afla ultimele noutăți despre serialele tale preferate.